Eu că mă gândesc cum să fotografiez ceva ca să nu nimerească și tehnic sovietic, știi? Hai, uite la mine. Da, are alt scop. In front of that monument. Where is the monument? Monument is... Da, ești pus numai chiatră, încă mai fi amplasat. Am pus să vadă bine, știi? Asta e bun așa. Dacă erau ei și apoi Stalin nu ridica cizma lui asupra noastră, să ne ducă în Sibirie. Tata meu, la vârstă de 19 ani, a fost luat pe front, a luptat în 45, în 45 s-a întâlnit pe Elba cu forțele americane. Și atunci el spunea că politrucii ruși le interziceau să-i fotografieze tehnica, inclusiv și bucătăria de câmp a militarilor. Exercițiile sunt tot o idee bună, n-are nimic exercițiul cu politica. Noi am invitat și partea rusă să vină aici, dar au refuzat să vină. Pentru noi sfârșitul războiului nu este un eveniment politic, dar este un eveniment de comemorare a celor 60 de milioane de morți din cel de-al doilea război mondial. Și americanii au vrut să fie alături de noi în acest moment foarte important pentru poporul american, pentru Europa, pentru Rusia. Eu admir toate întrunirile și manifestările și care sunt de pace, bine voite și suntem frumoși și de o parte și de alta, ne înțelegem, stăm la o masă. Eu cred că ea se înțeleg foarte bine. Ori mai învățat și militarii noștri engleză, numai rusă. Poate s-or descurca, poate or face contracte mai bune. Poate într-adevăr îi stai mai cu inima în păcat ca o instruire bine și sănătoși la cap. O țară puternică și noi ne tălăbăcim. Armata rusă ocupă parte din teritoria Moldovei, al de Dodon și compania cu mercedețuri, cu mașini europene. Что там? Красиво все получилось.